Lăudați să fie numele Domnului! Dragi frați și surori, mă bucur că în această dimineață pot fi împreună cu dumneavoastră la părtășie, însoțit de soția mea Diana, cu trei din copiii noștri, din cei 9 copii, și împreună cu părinții socrii putem fi la părtășie cu dumneavoastră împreună, de asemenea însoțiți de mai mulți tineri și familii din biserica din Kitchener, de unde vă aducem sfinte salutări, salutul bisericii fiind psalmul 20, să vă asculte Domnul în ziua necazului și să vă răspundă Dumnezeu ori de câte ori veți striga către El și veți veni înaintea Lui. Mulțumesc fratului păstor Cristian Ionescu și fratului păstor Adrian Tișe, care ne-a extins această invitație să fim împreună la această părtășie. Le mulțumim în numele Domnului Iisus pentru prietenia dumnealor și pentru momentele frumoase de părtășie care le-am avut în diferite locuri, la noi în Kitchener și în această dimineață la dumneavoastră împreună. Peste tot dorim Dumnezeu să reverse har și multă binecuvântare. Înainte de a începe mesajul de predică, aș vrea să vă spun un cuvânt care a fost din partea Domnului în timpului de rugăciune. Era în mijlocul adunării dumneavoastră lăsat un izvor din partea lui Dumnezeu. Și Domnul spunea că era o apă curată, reprezentând atât învățătura cât cuvântul care este pus înaintea bisericii. Unii din sânul adunării căutau să îndoape acest izvor punând ca niște pietre care să-l astupe. Alții căutau să-l înconjoare în așa fel încât să nu poată fi văzut din afară ceea ce se întâmplă, oarecum fiind ca o stare de rușine că ar fi un izvor în mijlocul acesta. Și Domnul spunea că cei ce fac astfel de lucruri, la un moment dat, vor vrea să se întoarcă înapoi, să guste din izvor. Și Domnul spunea că atunci ar putea să fie târziu. Venea o luptă care se dădea împotriva acestui loc. Și era ca un vânt care căuta să pătrundă înăuntru. Unii căutau să aducă acest vânt în adunare și se făcea ca o împărțire în gândurilor fraților din biserică. Domnul spunea că vor veni trei momente distincte când Dumnezeu va interveni într-un mod supranatural în adunare, în a-și proslăvi numele și a-și dovedi lucrarea. Dacă în urma acestor momente biserica se va întoarce cu fața către Dumnezeu, în totalitate, căutând să facă voia Domnului și căutând să împlinească ceea ce cere Domnul, avea să vină o vreme de trezire peste această biserică. Dar dacă în urma acestor trei momente de cercetare care Domnul le făcea, rămânea ca o stare de nepăsare și chiar împotrivire, avea să vină o vreme de foarte lungă secetă pentru această biserică. Domnul spunea să luați aminte ca să fie bine, Dumnezeu să vă binecuvânteze. V-aș ruga cu respect să vă ridicați în picioare. Aș vrea să citesc un singur verset, Levitic, capitolul 9, anume versetul 6, pagina 1116. Moise a zis, să faceți ce a poruncit Domnul și vi se va arăta slava Domnului. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Iubiți oamenii lui Dumnezeu, de multe ori ne gândim cu nostalgie la momentele frumoase care în viața noastră de credință le-am avut împreună cu Dumnezeu, la părtășii deosebite, la lucrări frumoase care Dumnezeu le-a făcut între noi și la momente de cercetare care Dumnezeu ne-a îngăduit să le trăim în viața noastră. Aceea nostalgie pe noi ne-a făcut să scriem cântări precum Mai adă, Doamne, acele vremuri din trecut. Și cei care au prins acele vremuri cu nostalgie zic și gândesc de-ar mai da Domnul să fie cum era odinioară, de-a mai retrăi încă o dată acele momente frumoase și părtășii deosebite. Tot mai mult simțim dorul după har, după cercetarea Domnului, după ungerea care noi vrem să fie în adunare. Și tot mai mult ne întrebăm, de ce nu mai este har între noi? Unii vor spune că va fi nevoie de o actualizare. Acest cuvânt care este des folosit, cuvântul relevanță, spunându-se că dacă nu suntem relevanți cu vremea în care noi trăim, desigur, nu avem cum să facem competiție și probabil că încetul cu încetul ne vom stinge. Cei ce știu să fie relevanți vor continua să împrospăteze lucrurile și din cauza aceea alții vor veni și vor căuta acele locuri. În astfel de asentimente, unii oameni au gândit la fel de fel de modalități prin care să înfrumusețeze un program de adunare și în acest fel să distorsioneze ceea ce noi găsim în Sfânta Scriptură. Mi-aduc aminte de pastorul David Wilkerson, care scria despre o întâmplare care o trăise dumnealui.
Aș vrea să remarcați, este un pastor american, nu un pastor român. Spunea că odată venise în biroul său pastoral un tânăr care îi vorbea despre transformarea care Dumnezeu o făcuse în viața lui. Cât de minunat Dumnezeu a lucrat și l-a salvat și l-a scăpat. Și acum împreună cu o grupă de alți tineri, ei cântau și făceau concerte pentru Dumnezeu într-un mod mai neconvențional, dar spunea dumnealui, vin oameni, se întâlnesc oameni, Dumnezeu face o lucrare. Zicea fratele David că a fost invitat de ei să participe la un astfel de eveniment în aer liber, o scenă mare, foarte mulți tineri în audiență și zicea dumnealui că stătea un pic să observe ce se întâmplă. La un moment dat, acel tânăr a ieșit în față pe scenă și cu lacrimi în ochi spunea cât de mult îl iubește pe Dumnezeu, ce lucrare minunată a făcut-o Dumnezeu printre ei, la care zicea David că m-am cercetat și m-am gândit, poate am judecat greșit acest tânăr, poate n-am înțeles eu ceea ce face Dumnezeu aici. La un moment dat, acel tânăr a strigat în microfon, haideți să țipăm, să crape cerul, să coboare Dumnezeu între noi. Deodată a început să iasă fum din scenă, o muzică asurzitoare, au început să țară, să țipe toți în audiență și zicea David că m-am înfiorat. Deodată privind aceea imagine în vedenie cu ochii deschiși, am văzut cum ieșea ca un cap de demon din mijlocul acelei scene. Am căutat să fug în față, să-i opresc, strigam cât de mult puteam, Icabod s-a dus slava lui Dumnezeu și cu toate acestea nimeni nu m-a auzit. Sunt persoane care gândesc că astfel de schimbări sunt necesare ca să putem rămâne pe piață, relevanți, să putem, dragii mei, să continuăm să avem un nume sau un cuvânt de zis în societate. Alții vor da vina pe fel de fel de alte lucruri. Probabil că păstorii nu sunt de ajuns de capacitate să aducă mesaje, să ne conducă, să ne înveselească. Nu uitați, dragii mei, păstorii au fost chemați de Dumnezeu să împartă drept cuvântul lui Dumnezeu. N-au fost chemați să fie nici comediani, nici să facă scene, nici să facă alte lucruri decât să împartă cuvântul curat al lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Venim la adunare ca să fim răniți spiritual, ca să creștem spiritual. N-avem nevoie nici de comedie, nici de drama, nici de alte lucruri. Vrem ca aici să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Doamne, ajută! E, dragii mei, se pune această întrebare. De ce nu mai este slava lui Dumnezeu între noi? De ce nu mai este har lui Dumnezeu între noi? Dacă suntem sinceri, dragii mei, și ne evaluăm, și evaluăm comparând cu acele momente speciale în care Dumnezeu și-a făcut slava simțită, putem recunoaște că la ora actuală găsim tot mai rar acele momente de părtășie deosebite. Și vreau să vă spun că o astfel de prezență a Duhului Sfânt nu poate fi imitată. Aceasta nu poate fi fabricată de noi, aceasta ori este, ori nu este. Mi-aduc aminte că eram împreună cu Diana în România, într-o biserică, la o seară specială de rugăciune. Mi-aduc aminte că așa seară n-am întâlnit de foarte mulți ani. Nu mi-aduc aminte de când în viața mea m-a marcat acea seară. În timpul rugăciunii, la un moment dat, coborâse o prezență a Duhului Sfânt, că se simțeau ca niște rafale de ploaie peste adunare. Nu se mai auzeau nici glasuri, nici cuvinte, ci pur și simplu un vuiet era în biserică. Așa o părtășie, o putere era peste adunare. A început să vorbească Duhul Sfânt. În seara aceea, în urma mesajului predicat, au ieșit oameni în față care și-au predat viața Domnului Iisus, spunând că vor să-L urmeze. A fost prezent Dumnezeu în adunare. Și vreau să vă spun, dragii mei, mie îmi este dor de astfel de momente. Îmi doresc din toată inima să mai coboare Dumnezeu la noi. Mi-aș dori peste Biserica Elim, ori de câte ori vă întâlniți, Dumnezeu să lase astfel de momente sfinte de cercetare. Să-și facă Dumnezeu prezența simțită și să puteți pleca acasă mărturisind, astăzi din nou ne-am întâlnit cu Dumnezeu în părtășie. Doamne, ajută la aceasta! Zicea omului Dumnezeu Moise, să faceți ce a poruncit Domnul și se va arăta slava Domnului. Mi-am pus o întrebare, ce să facem ca să se arate între noi slava
lui Dumnezeu. Urmează câteva versete legate de capitolul 9, atât în capitolul 10, care prezintă o întâmplare a doi fii al lui Aron, marele preot. Și despre ei doi ni se spune că au intrat în slujba care trebuiau să o facă pentru popor. Dar intrând în această slujbă s-a întâmplat ceva dezastros pentru ei și sigur a fost ca o lovitură pentru tot poporul. S-a pus o întrebare, de ce a făcut Dumnezeu așa ceva? Răspunsul a venit pe măsură, pentru că atunci când vine slava lui Dumnezeu sau ca să vină slava lui Dumnezeu între noi, sunt niște parametri foarte specifici care trebuie îndepliniți ca să putem să beneficiem de slava lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vorbim despre slava Domnului, ne-am putea întreba ce vrea să însemne acest lucru, cel puțin în contextul în care noi suntem. În Vechiul Testament, slava Domnului era reprezentată prin acel nor care cobora peste cortul întâlnirii, mai apoi acel nor și fum care coborâse la templu, focul care venise din cer, era reprezentanța locului lui Dumnezeu și era simbolizată venirea lui Dumnezeu în tabăra lui Israel. Dacă ar fi să întrebăm în noul legământ, prin ce am putea să înțelegem această slavă a Domnului? Vă spune, dragii mei, că ea este reprezentată prin prezența și puterea Duhului Sfânt între noi. Dragi frați penticostali, nădăjduiesc că vorbesc unei biserici penticostale, mai credeți în Duhul Sfânt? Mai credeți în prezența, în părtășia, în lucrarea Duhului Sfânt? M-am bucurat să văd pe afișul bisericii dumneavoastră în timpul programului de câteva ori că este tematica, înțeleg, a anului, dacă nu greșesc, despre lucrarea Duhului Sfânt în viața omului. Eu vă întreb, dragi frați penticostali, mai credeți că Duhul Sfânt lucrează? Eu am spus de multe ori, sunt un penticostal înrăit, pe mine nu pot să mă convinge altfel. Am văzut și am experimentat prea multe lucruri frumoase cu Dumnezeu ca să mă convingi că Duhul Sfânt nu este, nu lucrează, că e cesaționist sau alte lucruri. Eu cred din toată inima că același Duh Sfânt care a coborât la Rusalii, care a umplut pe cei 120 cu putere, care a împânzit Biserica lui Dumnezeu pretutindeni în lumea aceasta, este prezent și în această dimineață în adunare și mai lucrează și în ziua de azi. Măriți să fie numele Domnului. Spunea, dragii mei, Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Dacă vrem să vorbim despre prezența, slava lui Dumnezeu în adunare, ea se vede și se simte prin prezența și părtășia Duhului Sfânt între noi. Îmi doresc încă o dată din toată inima să mai coboare Duhul Sfânt la lucru între noi. Spunea Moise, să faceți ce a poruncit Domnul și vi se va arăta slava Domnului. Înțeleg prin această expresie două lucruri, dragii mei. În primul rând, să faceți implică obligativitate. Nu ești chemat să vii la adunare și să stai pe bancă așteptând, poate azi va fi ceva, poate se va întâmpla ceva, poate mă va mișca un cuvânt care îl va spune păstorul, poate va fi o predică mai nouă, cu ceva detalii care nu le-am auzit până acum, cu cine știe ce alte informații de pretutindeni, poate asta îmi va mișca inima, poate va fi un cor care ne vizitează și va cânta frumos, vom auzi cântări care nu le-am auzit, voci frumoase, ne vor încânta inima și plec acasă după aceea bucuros că a fost ceva frumos la adunare. Când spune Sfânta Scriptura să faceți, implică obligativitate. Nu ți este invitația făcută dacă vrei, ci ești chemat că trebuie să faci aceste lucruri. Ca mai apoi să spună să faceți ce a poruncit Domnul. Asta implică niște regulamente care Dumnezeu le impune pentru viața noastră. Tema conferinței tineret care ne stă în față este frica de Domnul. În această seară vom continua să discutăm despre frica de Domnul în slujire și vor fi alte detalii care le vom menționa atunci. În schimb, vreau să mă reîntorc să spun această dimineață, dragii mei, sunt niște lucruri, criterii care Dumnezeu le așteaptă de la noi ca să se arate slava Domnului între noi. Și atunci mă întreb ce să facem să se arate slava Domnului. Priviți la acești doi fii ai lui Aron, Nadab și Abihu, și priviți la experiența lor care pe noi ne învață ce vrea Dumnezeu de la noi. În primul rând,
folosiți, dragii mei, foc autorizat. Dacă vreți să se coboare slava lui Dumnezeu, folosiți foc autorizat. Acești doi tineri au înțeles că pot veni înainte lui Dumnezeu și cu foc străin. Ca să înțelegem ce înseamnă aceasta, în slujba lor preoțească trebuiau să vină cu o cadelniță cu foc în ea, în care se făcea tămâierea și aceste ritualuri impuse de Dumnezeu pentru timpul de părtășie, de rugăciune a poporului. Dar observați ce spune în versetul 24 din capitolul 9. Un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Focul de pe altar nu-l aprinseseră ei. Nu veniseră ei cu bricheta și au aprins acolo un foc. Focul de pe altar venise din cer, de la Dumnezeu. Coborâse din prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să-mi închipui, precum spune în Apocalipsa, capitolul 4, cu versetul 5, că acolo în cer este foc, tunete, fulgere. De acolo, din prezența altarului divin din cer, a coborât foc pe altarul de jos, unde era prezent poporul. Dar în capitolul 10, cu versetul 1, ne spune astfel: fiii lui Aron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea și-au pus tămâie pe foc și-au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucrul pe care el nu li-l poruncise. Și-au aprins ei focul lor ca să intre în slujbă. Că de ce să mai treci pe la altar? De ce să mai vii în locul de unde coborâse foc din cer? Putem să aprindem și noi foc, n-avem nevoie de focul Domnului. Dacă vreți să coboare prezența, slava Domnului între noi, dragi frați și surori, aduceți foc autorizat în casa lui Dumnezeu. Ziceam mai devreme că această prezență a lui Dumnezeu nu poate fi imitată. Ea ori este, ori nu este. Spunea foarte bine un predicator american, Leonard Ravenhill, că atunci când nu mai avem prezența Duhului Sfânt, căutăm divertisment. Pentru că divertismentul este înlocuirea prezenței Duhului Sfânt, ca să simțim că n-am pierdut totuși ceva. Și, dragii mei, dacă nu-i prezent Duhul Sfânt, căutăm să-L împlinim altfel. Eram în Suedia, la o biserică, în slujire, și frații de acolo îmi povestesc această întâmplare care au văzut ei personal. Îi vizitase fratele Vasile Moloci de la Calafindești, un om al lui Dumnezeu, folosit de Duhul Sfânt într-un mod deosebit, un proroc și un păstor bun al lui Dumnezeu. Venise invitat pentru o binecuvântare de copii acestei familii la care eu găzduiam. Și îmi zicea familia, în biserică a fost o relativă frământare și frații din conducere n-au vrut să accepte ca fratele Moloț să facă binecuvântarea. L-au lăsat să predice, dar să nu facă binecuvântarea. Cum se întâmplă uneori, așa mai avem și noi încăpățânările noastre. Familia a spus: fraților, dar cu voi ne-am consultat, ne-ați dat voie să vină. Acum, de ce schimbați protocolul? Așa vrem noi să fie, acum lăsați în felul acesta, nu poate face binecuvântarea, numai să predice. Au venit la slujbă, fratele Vasile foarte liniștit, familia necăjită, spunea: frate Vasile, din rușine, vă rog să ne iertați, stați liniștiți. Dar știi, frate Vasile, că stați liniștiți. În timp ce decurge slujba, la un moment dat păstorul vine în față, ia copilașul în brațe să facă binecuvântarea și fratele Florin, care îmi povestea, spune: îl văd cu coada ochiului pe fratele Vasile că pleacă în față. M-am panicat. Am zis: ce-o face acum fratele Vasile? Când ajunge în față, zice numai atât: coboară acum Duhul Sfinte. Și fratele Vasile: măi Andrei, ca și cum ai fi aruncat o bombă în biserică, deodată toată biserica o izbucnit în alte limbi. Toată biserica se ruga, dar parcă ai fi intrat într-o stăruință care deja mergea de o oră, două, rugăciune puternică, toți pe loc se rugau în alte limbi. Din fluxul acelei rugăciuni se aude o voce în față, se ruga fratele Vasile: Doamne, binecuvintează acest copil, și biserica răsună: amin. Doamne, fă să răsară peste el fața lui, și biserica răsună: amin. Zicea fratele Florin: păstor, era ca postament, m-a ținea copilul în brațe. Fratele Vasile făcea binecuvântarea. Când a zis acest om al lui Dumnezeu amin, în momentul acela, zicea fratele, ca și cum s-ar fi, sub toată acea atmosferă afară, s-a oprit pe loc, cum sunteți acum, tăcuți, liniștiți, nimeni nu zicea nimic.
Zicea dumnealui, am văzut o minune cu ochii mei. Această prezență a Duhului Sfânt când se coboară, ea nu poate fi imitată. Ea ori este, ori nu este. Și dacă îmi doresc ceva pentru Biserica Elim, dragii mei, îi să coboare Duhul Sfânt în adunare, să vă cerceteze Duhul Sfânt, ca și pe noi împreună cum mi-aș dori, ca ori de câte ori suntem adunați în casa Domnului, să fie Duhul Sfânt prezent la lucru. Noi nu-L invităm să vină Duhul Sfânt, să fie pe lângă noi aici la amvon, să stea pe scaun. Noi vrem ca Duhul Sfânt să fie în control, El să conducă programele noastre, El să ungă predica cu har, să lase har în cântare. Doamne ajută la aceasta! Că atunci când nu-i Duhul Sfânt, dragii mei, căutăm fel de fel de înlocuitori a prezenței Duhului Sfânt. Observați câte orchestrații avem la ora actuală, câtă muzică cu știința muzicală și toate la oaltă. Și ascultați-mă foarte bine, nu-i scopul meu să fie un mesaj din ăla Doamne ajută la frații conservatori, nici pe departe, nici măcar nu fac aluzie la cineva sau la vreun lucru din locul acesta, ci vreau doar să mă gândesc la un aspect practic din viața noastră. Observați la ora actuală câtă muzică, câtă știință, câtă instrumentație, câtă fanfaronadă facem, dragii mei, și o mă întreb, unde-i prezența Domnului? Că noi spunem, uite că în timpul cântării a coborât Dumnezeu, dar de ce când se oprește cântarea, parcă s-a dus și harul? Nu mai prezent Dumnezeu. Unde îi prezența Domnului? Mi-aduc aminte de o femeie pe numele Poșa, care femeia aceasta a primit o cântare de la Duhul Sfânt. Avea un bărbat rău, un securist, care în vremea aceea veche o chinuia foarte mult. O femeie micuță, șfiravă, cu o voce deosebită, care într-o zi de Paști a vrut să meargă la părtășie cu frații. Și bărbatul ei a spus astfel, nu-ți dau voie, astăzi nici măcar din pat nu ieși, dacă pleci, eu te omor. Și fiind în vremea aceea, fiind și milițian, avea puterea să o facă. Femeia a rămas acasă, el s-a dus la crâșmă cu prietenii să bea. Și ea a rămas acasă plângând înaintea Domnului. După un timp se întoarce înapoi și strigă de la ușă, ești acasă? Și ea spune, da, sunt acasă. La care spune, dacă ești în casă, eu te omor. Și a plecat iară. Și ea pe genunchi înapoi se pune și plânge în fața Domnului. Și deodată coboară Duhul Sfânt, dragii mei. Nu am nimic împotriva unor cântări care sunt mai noi, care au un mesaj frumos, nici pe departe. Dar vreau să vă spun că nicio cântare compusă de noi nu va putea să facă competiție cu acele cântări care vin direct din izvorul lui Dumnezeu. În timpul acelei rugăciuni și plânsului ei, femeia aceasta începe să cânte. Pribeagă-s în lumea de chin și dureri, eu merg cântând pe cale. Prin viscol furtun și prin valuri mereu, ți-aduc azi o sanale. Te cânt, te ador, te slăbesc. Veste măresc și spun tuturora ce mult te iubesc, din zor până în seară te laud mereu, trăiască Domnul! Și cu voce ei frumoasă cântă spre slava Domnului. Vine acest bărbat rău acasă și zice, ai văzut că n-ai murit dacă n-ai fost la pocăiții tăi? La care ea îi spune, dacă nu m-ai lăsat să mă duc eu la pocăiți, o venit Iisus la mine. Cum o venit la tine Iisus? O venit și m-a învățat o cântare. Și zice el, cântă-mi și mie cântarea, cu vocea ei frumoasă, aceea cântare, atunci, primită de la Duhul Sfânt, cu melodie și cuvinte cu tot, a început să cânte spre lauda lui Dumnezeu. Când a auzit acest bărbat aceea cântare, i-a spus, îmbracă-te că vreau să merg cu tine la pocăiții tăi. Aceea cântare l-a determinat să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu și Dumnezeu l-a mântuit și o zic, mărit să fie Domnul. De astfel de cântări avem nevoie, dragii mei. Revin, nu credeți că fac acum aluzie la convenție, la vreo cântare, la altceva, ci doar mă gândesc la identitatea noastră ca român penticostal. De noi vorbesc, așa suntem noi. Dragii mei, îmi doresc să mai coboare slava Domnului între noi. Îmi doresc să mai văd focul Duhului Sfânt în adunare. Nu foc fabricat de noi, foc divin de la Dumnezeu. Doamne ajută la aceasta! N-avem nevoie de predici cu glume, avem nevoie de predici sub ungerea și puterea Duhului Sfânt. Fratele Cornel Bârsan povestea că într-o zi, când era el copil mic, i-au venit părinții acasă de la adunare și ziceau, în această zi ne-am vizitat un frate păstor din Timișoara, era fratele Codreanu Teodor, și a predicat 4 ore neîntrerupt. Și ziceau părinții lui, nu am fi vrut să plecăm acasă. Stăteau frații în biserică și nu vreau să plece acasă. El se întreba, cum se poate să predici 4 ore neîntrerupt și să nu se plictisească frații. Mai târziu aflase că un om a mers la acest păstor să-l viziteze acasă. Fiind oprit de soția lui la ușă, i-a spus, el acum este în rugăciune. Și spune fratele, aștept.
dar să nu cumva să-l deranjez. Nu-l deranjez, dar aștept. Și a așteptat o oră, a așteptat două, a așteptat trei, a așteptat patru ore, la care îi spune soției sale, dar cât se roagă omul ăsta? Unii ore au momente când se roagă și șase ore deodată. Ei, dragii mei, când te rogi, când postești, când stai înaintea Domnului, când te smerești înaintea Lui, coboară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și îmi doresc din toată inima, biserica aceasta, frați, surori, tineri, bătrâni, toți la oaltă, să fim sfinții Domnului, prin care să lucreze focul real al Duhului Sfânt. Doamne ajută! Vreți prezența Domnului în adunare? Să avem foc autorizat din cer. 2. Vreți prezența Domnului în adunare? Să mai vină prezența Domnului la noi? Atunci, dragii mei, hai să consacrăm fasele noastre. Cuvântul consacrat înseamnă a închina ceva lui Dumnezeu, a-i oferi divinității, a-i da vasele noastre Domnului. Mai târziu vom vedea despre acești doi tineri, care va spune Sfânta Scriptură că au făcut ceva nepotrivit. De fapt, acest moment al morților a fost marcat nu doar de faptul că au avut foc străin, ci mai era o problemă în viața lor. Spune în versetul 8 și 9, Domnul a vorbit lui Aaron și a zis din capitolul 10 din Levitic, tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băuturi amețitoare când veți intra în cultul întâlnirii, ca să nu muriți, aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt, de ce este curat, de ce nu este curat. Ei, dragii mei, dacă vreți să coboare Duhul Sfânt, avem nevoie să consacrăm vasele noastre, să ne predăm întreaga noastră viață lui Dumnezeu. Pentru că realitatea este că trăim o vreme în care tot mai mult căutăm să trăim și cu Domnul, dar în același timp să avem și noi idealurile noastre, să trăim și noi sub idealurile și dorințele noastre. Și nu se poate. Mi-aduc aminte că eram tânăr, pasionat și eu de muzică, îmi plăcea și mie muzica foarte mult și ascultam uneori cântări din lume. Și deseori când ascultam, venea în mintea mea, cum spuneam de vreme fratele păstor, la nivelul minții cobora Duhul Sfânt și mi-aducea Psalmul 45:1. Lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Și venea o întrebare. Cum poți să spui că e lucrare de laudă pentru împăratul când în același timp cântările care le asculți nu-l onorează pe împăratul? Și mă mustra Duhul Sfânt și mă căiam și mă mărturiseam și mă las. Și iară veneam înapoi. Așa a mers o vreme de timp până Dumnezeu, care e milos și bun, dar și un foc mistuitor, a intervenit El. Și am trecut printr-o școală de prelucrare prin care Dumnezeu m-a lecuit, a zice odată pentru totdeauna, că dacă intram în magazin și auzeam o cântare din lume, mi-era frică să nu cumva să supăr pe Dumnezeu că am auzit-o, nu că am căutat-o, că am auzit-o eu. Că a intervenit Duhul Sfânt să facă curățirea. Că Dumnezeu vrea vase consacrate, predate în totalitate Lui. M-am bucurat de acești tineri care au cântat frumos în această dimineață. Voci minunate, va binecuvânta Dumnezeu, daruri deosebite. Mă bucur că le puneți în lucrarea Domnului și Domnul să vă țină. Dar să ne ferească Dumnezeu, să luăm daruri frumoase și să le punem în cinstea celui rău, cântând celui rău, vorbind pentru cel rău, în diferitele forme a lumii acesteia, pentru că noi trebuie să fim închinați întru totul lui Dumnezeu, Doamne ajută! Vasele noastre aparțin Lui. Voi nu sunteți ai voștri. Ați fost cumpărați cu un preț, de aceea proslăviți pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt al lui Dumnezeu, Doamne ajută! Asta înseamnă consacrare, să fim predați lui Dumnezeu. Mă doare, dragii mei, că am ajuns și noi să avem vedete penticostale. Am ajuns să avem persoane care în adunare cântă spre slava Domnului și apoi pe Instagram și pe altele fac reclamă la produse de machiaj și câte alte lucruri vezi dumneavoastră. Și ne gândim, unde-i consacrarea? Ori ești a Domnului, ori nu ești a Domnului. Doamne, consacrează vasele noastre. Și în ultimul rând, dragii mei, dacă vreți să coboare prezența Duhului Sfânt între noi, curățiți vasele. Nu doar consacrați-le, curățiți vasele. Asta înseamnă că noi trebuie să trăim printr-o apropiere de Domnul în care să nu fie nimic în noi vrednic de condamnat. Este un cuvânt în Evrei, capitolul 12. Nimeni din voi să nu fie lumesc curvar sau lumesc ca și Esau. Cuvântul lumesc înseamnă, de fapt, în original, permisiv, unul care calcă peste limită. Ca și acel copil care îi spui, nu-i voie. Și el tot merge să vadă cât de departe poate să ajungă, până mama, iertați-mă, îi dă una. Și atunci se oprește. Permisiv. Nimeni din noi să nu fie permisiv, spune Sfânta Scriptură. Adică să înțelegem limitele impuse de Dumnezeu.
De multe ori ne întrebăm de ce nu mai vorbește Duhul Sfânt cum vorbeau dinioară. De ce nu mai sunt prorocii ca atunci? Eu mă întreb, mai suntem noi la nivelul de curăție care era odinioară, frații? Dragii mei, mântuiți prin har, prin jertfa lui Hristos, 100%. Dar realizăm că noi trebuie să rămânem în aceea curăție care Hristos ne-o dă prin jertfa sa. Mi-aduc aminte de fratele Vasile Opriș, care la vârsta de 7 ani a fost botezat cu Duhul Sfânt și a fost dat dar de prorocie. La 7 ani prorocea din partea lui Dumnezeu. Și acest copil la 11 ani cu tatălui merge în altă localitate și la ușă îl oprește păstorul. Ai ceva de mărturisit? Așa era rânduială atunci. El spune, n-am nimic. Sigur n-ai? N-am nimic. La care fratele îi spune că era și el proroc. Adu-ți aminte când te jucai afară cu prietenii tăi și i-ai spus unui copil, porcule. Ce mi-am adus aminte atunci că așa s-a întâmplat. Ei, dragii mei, dacă pe un copil la 11 ani, Duhul Sfânt l-a oprit la ușă că i-a spus altuia, porcule, eu mă întreb dacă ar coborâ Duhul Sfânt într-o analiză din aia cum numai El o face la fiecare dintre noi, oare ce ne-ar găsi Domnul să îndreptăm în această dimineață? Doamne, sfințește poporul Tău! Spunea versetul 24 din capitolul 9. Tot poporul a văzut lucrul acesta. Au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ. Când coboară Duhul Sfânt în adunare, două efecte apar. 1. Biserica e plină de bucurie. Radiază, pleci acasă bucuros, nu că ai cântat fain, pleci acasă că a fost prezent Duhul Sfânt. Și în al doilea rând, te arunci cu fața la pământ înseamnă o reverență absolută, o adevărată frică de Domnul. Aia o înscrie Duhul Sfânt cu litere de foc în inima noastră ca să rămânem copiii lui Dumnezeu. Doamne, mai coboară pe Duhul Sfânt la noi. Amin. Amin.